Dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un haul de cumpărături alimentare. Astăzi este joi când eu am făcut cumpărăturile din nou, dar voi o să vedeți clipul luni. Așa că zic să-i dăm drumul și să vă arăt ce am mai găsit și astăzi la Lidl. Pentru început am cumpărat o plăcintă cu spanac și brânză de la Chef Select, în stil grecesc, din săptămâna italiană. Am cumpărat bruschete, am găsit, luni când am fost nu erau, dar văd că astăzi le-au băgat. Am mai cumpărat și două lumânărele, este vorba despre Blossom Touch și încă una, Turquoise Moments, au fost 6 lei fiecare. Am găsit câteva parfumuri pe care eu nu le am în colecția mea. Este vorba despre Sandley Shallow, Blue Heaven și Summer Shine. O să fac un clip separat cu ele. Am mai cumpărat de la Alfredo două blaturi pentru pizza. Cel mic mă ajută. Am cumpărat șervețelele de bucătărie de la Floralis, le-ați văzut tot timpul la mine. Am găsit și paste, paste tricolore, am cumpărat și eu o pungă. De la Milbona am găsit o cremă de brânză, clasic, și am cumpărat și eu. Am cumpărat două cutii de ciuperci feliate de la Freșona. Perlele de brânză cu 6% grăsimi, am luat două. Am găsit și niște brioșe cu ciocolată. Mai departe, am luat două salate de la Nix, una cu ton și una cu tot cu ton. Asta este ton și orez și cealaltă este ton și legume. Am mai cumpărat o caserolă de piept de porc. Bineînțeles că mi-am recumpărat iaurturile mele de la Activia cu cereale integrale. Am mai găsit și de la Napolact kefir cu 3,3% grăsim și am cumpărat și eu două sticluțe. Mai departe, am luat un sos de avocado. Salsa dip guacamole style. Cel mic și-a cumpărat deserturile de la Milbona. Nu prea sunt eu de acord cu ele, dar nu am ce să-i fac. De la Pilos, iaurtul grecesc. Am mai cumpărat și două pliculețe de borș magic de la Delicat cu legume. Știți că luni am cumpărat eu înghețata cu cafea în stil italian, așa că ne-a plăcut și am mai cumpărat încă două. Am comis-o și eu de data aceasta, am cumpărat și două sticle de cola, aș fi băut. Noi nu prea mai bem sucuri de foarte mulți ani, dar am avut poftă și am zis să cumpăr și eu două sticluțe. Mai departe, bineînțeles, cel mic și-a luat pufuleții Stars cu alune și-a luat două pungi. Încă o pungă de brioșe cu ciocolată. Am cumpărat o cutie de musli cu zmeură, o pungă de stixuri, o cutie de popcorn pentru cuptorul cu microunde. De la mami, pune jos, iubire. De la gelaterie am cumpărat o cutie de înghețată, cred că este din săptămâna XXL Trio. Și încă una, Classic Cones. Am mai cumpărat o pungă de covrici cu mac și sare, două pungi de tortilla. Am mai luat un mix de salată. Niște cartofi,
congelați. Aceștia sunt în forme de litere. Am mai găsit niște biscuiți de la Sunday cu lămâie. De la Picoc am luat cârnați oltenești. Vreau să-i fac în seara aceasta. Și bineînțeles că am recumpărat biscuiți în stil italian cu ciocolată. Bun, dragilor, acesta a fost și haul-ul de cumpărături. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și eu vă aștept la un clip viitor. Vă pup!